Sesiunea ordinară din 5 februarie 2023, cu un curs de nou. Primarul Comunei Mănăstirea Cașmi, de sub acto, inginer, având în vedere prevederea articolului 134 al alineatul 3 litera A și al alineatului 5 din OG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, în temeiul altor dispozițiilor de articolul 196 alineatul 1 litera B și articolul 197 din alineatul 1 și articolul 200 din OG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, dispune. Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședință ordinară din data de 5 februarie 2023, ora 9, la sediul Consiliului Local, Mănăstirea Cașmi, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașmi în județul Bacău pe anul 2023, proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral, 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea înscrierilor datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2020-2024. Și punctul 5, diverse. Materialele scrise pe proiectul ordinii de zi se comunică secretarilor, comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, Comunei Mănăstirea Cașmi și Județul Bacău. Atât, da? Da. Bun, trecem la... Supunem la votul ordinii de zi. Cine este pentru? Da. Spune-mi la loc procesul verbal din ședința trecută. Cine este pentru? Domnul președinte, aș avea eu un pic la procesul verbal. Doamna secretară, și noi am fost în sală la ședința trecută și am luat cuvântul acolo, dar nu reiese din procesul ăsta verbal. Am discutat și pe seama asta, a salubrității astea, la salarizare, la asta, dar nici măcar nu se aduce aminte acolo că aș fi înscris acolo. Acum, lăsăm, eu votez, dar vreau să zic, ar fi bine să ne luați cu noi acolo, exact cum am fost în sală, știți? Am scris, să spun, am spus noi câte ceva. Și apropo de salubritate, cine nu este aici? Ajunge. Bine. Ajunge. Ajunge. Asta e bine să vă zic separat, fără să mai fie înregistrată. Am avut o discuție cu cineva la mașină. Eu aici am curtit și vă spun. O propunere. Ca să se desfășoare în mod normal, ar trebui așa. Se spune hotărârea, se iau cuvântul, se înscrie, fie pe un rând, ne înscriem la luări de poziție, ca să poată să-și noteze, doamna, și nu are preț la vot. Asta ar fi debatura normală. Președinte are dreptate. Dacă noi intervenim unul peste altul, nu peste altul, discutăm și haideți să trecem la normalitate. Pentru fiecare punct ne înscriem la cuvânt, trecem o ordine. După aceea nu mai intervine nimeni. Dacă intervine nimeni, nu am fost. Așa că nu știu unde este altă ședință. Nu poate vorbi. Am fost înscris la cuvânt. Corect. Deci, dar toate aceste ședințe sunt filmate. La o chestie globală, a ceea ce s-a discutat aici, este clar. Una că e online, doia că e pe Acum TV și toți sătenii noștri văd absolut orice se spune în ședință. Deci nu cred că așa este un efect. Sunt toate filmate. Avem toate înregistrările. Orice control care vine poate verifica acele înregistrări. Nu. Ca pentru liniștea. Da, nu zice să dau una. Trebuie făcut exact. Am zis că ați făcut una, v-ați trecut mai mult. Chiar n-am luat. O să ascult din înregistrări, așa să specific. Și așa se face de acum. Fiecare o dezbate în fiecare punct. După aia trece la punct, ca să începem. Bun, trecem la punctul 1. Prezentați-vă, vă rog, în materialul. Deci avea proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022 la data de 31 decembrie 2022, astfel. Venituri la bugetul local 9.611.761 lei, de la pășune 771.224 de lei, inclusiv de la pădure, și de la Fenomenul Cultural 650 de lei. Cheltuieli. S-au cheltuit 8.722.391 de lei la bugetul local. Din banii de la Pășune s-au cheltuit 192.419 lei, iar la Fenomenul Cultural 2.413 lei. Articolul 2. Primarul și contabilul Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașmi vor duce la îndeplinire prezenta hotărârii.
Banii de la pășune, 592.000 s-au cheltuit pe amenajamentul silvic, iar la cămin s-au cheltuit pe dotări, s-au luat în alacaz pe dotări. Acolo ce se încasează? Da. Da, deci nu am discuții. Să scrieți. Să înțelegem că de la... Stați-o, de la... Stați-o, da, da. A, următor. Ne vrea cineva? Lăsăm să vorbească și poate se gândească să reintrize iar cuvântul. Nu este nicio problemă. Deci, așa că nu sunt acolo. Așa o ducem problema nesfârșit. Atunci, doar să ne ducați cum noi intervenim unul peste celălalt. Să intrăm în discuție. Să poate o scrie și în pat. Deci să înțelegem că la bugetul local a rămas 889.370 de lei, nu? Pentru anul 2023, mai de anul trecut, da? Iar de la pășune 963.643 de lei. Astea sunt bani care rămân... De funcționat. Da. De funcționat. Da. Au fost rămas de la veniturile care au fost și cheltuielile au fost mai puține decât venituri. Da, da, da. Au avut cheltuieli mai mici decât venituri. Da. Am înțeles, da. Nu erau de unde duri provineau, de la impozite și taxe, de... Aici numai pe impozite și taxe vorbim. Atât, da. Da. Asta ce mai... E zona asta. Mai avem ceva de adăugat? Trecem la vot. Cine este pentru? Bun, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local cu mănăstirea Cașa de Subacău pe anul 2023. Bun. La articolul 11 spune: se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pentru perioada 2024-2026 ale Comunei Mănăstirea Cașa, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. La articolul 2 se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, cămin cultural și pășuni comunale, conform anexei 2. Iar articolul 3 se aprobă cheltuirea sumei de 5.154.000 din excedentul anului 2022 la investiții, reprezentând asta. Reabilitarea energetică moderată a colinului de la școala numărul 1, 300.000 de lei, proiecte și avize școli 30.000 de lei, actualizare punct 25.000 de lei, dezvoltarea sistemului de management prin implementarea infrastructurii inteligente 30.000 de lei, sursă de apă de suprafață 100.000 de lei, înființare sistem gaze naturale 30.000 de lei, modernizarea iluminat public 162.000 de lei, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată, care realizarea 119.000 de lei, proiecte și avize gospodării comunale 100.000 de lei, achiziția autovrede 193.000 de lei, modernizarea infrastructurii rutiere. Da, mă mulțumesc la proiectului de achiziție. Modernizarea infrastructurii rutiere 30.000 de lei, refacere pod moare 100.000 de lei, modernizarea strada drumul Morii 168.000 de lei, modernizarea infrastructurii rutiere strada Fărâmul Negru 1.700.000 de lei, modernizarea infrastructurii rutiere strada Văcărești și strada Eroilor 1.200.000 și accesorii autovrede 137.000 de lei. Se aprobă lista de investiții conform anexei 3, care face parte din grantă din prezența hotărârii. Primarul și contabilul Consiliului Local vă duce la întâlnire cu prezența hotărârii. Bun, trecem la discuție, da? Cine s-a scris la cuvânt? Ați primit materialele, bănuiesc că le-ați și studiat. Modernizarea iluminatului public, dar ce se întâmplă? Se schimbă toate lămpile sau se completează la anumite sunt? Sunt două proiecte prin ATM care sunt și se schimbă tot iluminatul public pe sistem inteligent. Și se va pune la exact peste tot unii și unul nu sunt la ora actuală? Se vor pune peste tot lămpi inteligente cu temporizator.
Da. Ce se întâmplă cu... Nu avem locuri unde nu avem... Le vom stoca și atunci unde vom avea extindere de rețea, vom folosi acele lămpi ca să nu le mai cumpărăm. Pentru că și la momentul de față avem... Nu, e o valoare de jumătate. Da, ce vă da. Vor fi deci avem două proiecte, dacă vă aduceți aminte la mine. Dar au fost conferințe Un proiect de toată Mănăstirea Cașin și un proiect pe toate satele adiacente. Proiectul pe sat Mănăstirea Cașin deja este semnat cu contractul de finanțare. Acolo în sumele alea găsiți doar cofinanțarea. Deci sunt venim de la fonduri guvernamentale. Deci ce am citit aici, la articolul 3, sunt doar cofinanțări. Cofinanțări, da. Pentru proiectul. Uh-huh. Da. Mai e cineva să scrie? Eu aș mai spune, da. Deci, să spunem la susținerea culturilor, 30.000 de lei. Înseamnă niște bani care vor ajunge la biserică. 30.000 de lei, da. Și am crescut tot aceeași sumă. Am înțeles. La sport, 15.000 de lei. Biserică le-am aprobat tot aici. 15.000 de lei. 15.000, da. Și la asociația sportivă, deci 15.000 de lei, 150 de milioane. Da. Și pentru ansamblul ăsta artistic... 10.000. Cam puțin față de grupul ăsta. Ăsta face 5 comune de obiectiv. La asociația sportivă, 15.000 de lei, plus și echipa de junior de senior și echipa de junior. Deci, dar juniorii ce campionat mai joacă așa? Se înscriu în campionatul de junior județean. Să știți că joacă. Dar nu avea junior, nu poți să ai senior. Un moment, dar în trecut cât s-a fost la noi, cum s-a avut la șumele se descunesc că puțin frumos de parte. Păi, am înțeles că trebuie să facă și o ieșire undeva cu ansamblul ăsta, nu știu, în Italia sau în altă țară. Au fost sumele mai mari. Mai mari? Și de ce? A fost așa. Pentru că s-au achiziționat costume și de astea. Nu, e adevărat, dar nici o treabă. Nu, 7-8.000, nu știu. Deci, 8.000 de lei, atât au fost. În fiecare an. În fiecare an am crescut. Acum 2 ani au fost 6, deci în an de an am plusat la fiecare asociație, că e sportivă. S-au dat niște bani mai mulți când s-au cumpărat costumele. Dar după aceea... Costumele n-am nicio treabă. Costumele s-au cumpărat europene. Deci, la ala n-am nicio treabă. E proiect separat. Am înțeles. Plus, toate festivalurile în care sunt angrenați mugurașii sunt susținuți de către noi. Inclusiv festivalul care a fost făcut anul trecut de Ziua Comunei, noi am susținut puternic. Deci n-am avut treabă ei. Aia a fost susținută de către ea. Ar trebui să am și un buget acolo care să fie cât de cât. Este o asociație. Atenție! Nu este o subordinea primării. Este o asociație ca oricare altă. Da, da. Nu e sub ordinea primăriei, dar primăria și comunitatea locală se bucură de ei oriunde se duc. Și n-am spus că nu i-am ajutat. N-am fost susținut sau cum? Păi, dar adică primea o sumă mai mare. Acum am fost susținut și deplasările. Ajuns a fost de deplasări, totdeauna. Înțelegeți, da, doamne. Deplasările face cu mașina școlii și cu motorina plătită, nu? Că nu faci cu motorina. Nu, 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 n-am plătit niciun leu pe motorina. Deci, efectiv, primăria a suplimentat motorina cu școală din care am folosit. Este asta motorina respectivă s-a folosit pentru deplasările ansamblului, pentru că, de ce să nu recunoaștem, este al școlii. Și am reușit să le asigurăm de fiecare dată deplasările. Deci n-am scos niciun ban din buzunar pe deplasări. În speță să știu, am zis, e vorba, o deplasare acum are ca Moldova, ce-au ce-l susținut? A, aici, da, am vorbit. Da, Moldova sau mai tare. Da, am vorbit. Dar am spus banii așa, când pleacă în februarie, să le putem da bani. Deci, adică am zis și eu în discuție. Deci, am vorbit cu domnul Blănaru. Eu știu că lucrurile sunt sub control. Chiar dacă vă aduceți aminte și anul trecut, au mai fost necesari niște bani prin care am suportat cazarea ansamblului de la Teiuș, tot pentru Bucuraș. A fost, tot în asociație. Noi am venit în Consiliul Local și am mai suplimentat. Deci nu se pune problema ca să nu fie ajutați. Sunt niște evenimente, iar noi, vreau să se înțeleagă bine, susținem tot ce înseamnă copiii noștri care vor să facă ceva. Deci, că-i fotbal, că-i muzică populară, că-i orice alt fel de eveniment, se va susține în continuare. Împreună cu dumneavoastră.
veți fi solicitați spre a mai trimite niște bani în zona respectivă. Dar la momentul ăsta, cu atât ne-am încadrat, cât ei să facă față la primele evenimente. Pe urmă, tot aici ne vom aduna. Și hai să vedem, poate puteți fiecare să le găsiți o societate care să ne dea profitul. Sau 2% la salariați. Vorbiți și dumneavoastră și nu ați ca și consilier, puteți să faceți ceva pentru ei. Nu numai primărie. Dați impozitul. Scuzați-mă, noi cu 2% să știți la sport, îl luam. Acum câțiva ani, chiar și de la cadre, de la școală, să aleați primărie, nu? Poate mai aici, dar mai aici. Unii dintre ei mai comentau, că aveau și alte. Fiecare și alte. Deci, ca să concluzionăm, să știți că sunt ajutați. Pentru moment primesc 10.000 de lei, dar cu siguranță vor primi. Asta e, asta e realitate. M-am întâlnit și cu domnul Blănaru și asta vroiam să vă atât în altă promisiune. Fel să le dați mai departe. Dar am discutat. Dar domnul Blănaru vine în des la noi și... Am înțeles că a fost la dumneavoastră și a rămas la un așa. Nu ați fost nici sigur. Ați înțeles. Păi, Franție, supunem la vot. Supunem la vot dacă nu mai sunt alte întrebări. Cine este pentru? Bun, trecem la punctul? La punctul 3. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral. Da. Ia prezentat. Se aprobă amenajamentul pastoral pentru poliște din Dumnezeu Agostirea Cna și în județul Bacul, pe vârstul anexă, care face parte din prezenta hotărâre. Amenajamentul prevăzut la aliniatul 1 reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Acesta este amenajamentul pastoral. E mult mai gros. E mult mai gros, dar... Are toate studiile în spate și la... Măsurători tot? Da. Și avem la capitolul 1, situația teritorială administrativă, avem așa. Efectivele de animale la nivelul comunei Mănăstirea Cașii, avem 409 capete de bovine, 3976 de capete de ovine și 197 de capete de caprine. Repartizarea trupurilor de pășune pe categorii de animale bovine și ovine, precum și efectivele de animale din OAT, efectivele preluate din registrul medicului veterinar procesional, trupurile de pășune sunt repartizate pe categorii de animale și avem așa. Avem un trup de pășune pe dealul stânii, Izlaz. Deci avem un total 494 de hectare, 5,55. Total. Total. De fămețe avem 1665,34. Suprafața în totală de 2159,89 hectare. Avem trupul de la dealul stânii în valoare de, în suprafață de 120,32 hectare. La Scutarul avem Islazul de 71,27 hectare, Piscurații 60,63 hectare, la Pârvoiești Islazul de 12,23 hectare, la Stârgen 25,33, la Baia 11,44, Bulzișu 101,0014, Bradaci 10,16, mai avem la Mănăstirea Cașii 55,6. Astea sunt, e... Persoane fizice. Persoane fizice Pârvulești 11. Cei care sunt la... Extraordinar, persoane fizice și juridice. Da? Pârvulești 13,33 și intravilan 2,11. Din 620 de hectare, mai avem 494. Asta sunt, da. Deci astea nu sunt date. Deci 620 a fost totalul? Da. Și m-a 494 de NGV? Deci s-a împădurit. În grija asociațiilor de proprietari, care nu este dată în administrare.
Păi, din ăsta o dată, din două. Conform contractului, puteți să solicitați să vă fac o plată. Da? Deci, ce vorbim? Înainte de a preda. De atâtea, e chestiune de acum, de ani așa. Asta s-a întâmplat în an. Așa, am desigur, nu, aceste editare nu s-au pierdut în ultimii de ani. Am avut cam aceleași asociații, aceeași asociații de ani. Aceleași, da. Da. Și trebuie să-i facă curat. Cam în momentul când a pornit noua contractare, ca să nu fie problema cum s-au pierdut. Deci acest amenajament a fost făcut prin fonduri europene cu ajutorul Direcției Agricole. Deci, noi am văzut, am făcut intervenție pentru a se face acest amenajament, care este absolut indispensabil la toate comunele care dau pășun. Nu mai putem da apă fără acest amenajament. Scrie la cuvânt, marginea. Aici ne poate spune doamna. Vreau eu să mă scriu la cuvânt, aici îmi trece. Vrei, doamna? Da. Spuneți și bine și răspund. Vreau să întreb așa, ați făcut pe fiecare pășune cine trebuie să-l pășuneze? Adică ce specie de animal pe fiecare trecut în amenajament? Este, se știe, dar se spune. Dar se știe, când i-a făcut altă... Nu, altă nu. Ceea ce este așa. Ceea ce este, ce a fost stabilit înainte, pentru bovine, pentru ovine... Cât este pentru bovine, vreau să-i specificați? Hai să vedem. Trebuie un pic asta, că este foarte important cu numărul de bovine și dacă bate. Dacă nu, putea face ce îți mai bovine, nu? Dacă nu avem bovine. Chiar dacă au fost și cu agrometri. Dar de la anul cei care au agrometri s-a ajuns de 5 ani. De 5 ani. De 5 ani de zile. A fost, a fost, a fost o derogare. Dar anul ăsta se închide agrometriul. Da, da. Dar și de la anul ciclul celălalt a zis de 5 ani. Da, deci asta e. Dar în funcție de numărul bovinilor, nu vedea să le iați pe ciclul ăla. Pentru că, da. Unii îți mai cumpără, altii mai lasă, mai vând. Dom'le, nu mergem în plămit, nu facem. Ce sunt? Vorbim cu situația actuală, aia despre aia vorba. Dar tu știi la crezi, că nu știu la crezi. Asta vreau să aduc, pentru că s-au dat, s-au dat, s-au alocat pășuni pentru bovine și, de fapt, a crescut. Asta era problema mea. Adică dacă i-ai alocat, trebuie să-l și pășunezi. Nu să pășuneze altcineva. Despre aia era ce problema. Exact problema. Au cam subțiat unul de bovine aici, în zonele noastre, și nu au putut să găsim un văcar. A fost de 3 ani în urmă. Cu 3 ani în urmă. Păi, nu mai pășunați cu de-alul stării. Asta despre asta e vorba. Păi, am pășunat acum 2 ani de zile. Nimeni nu e împotrivă, dar n-ați fost deschis
Să nu le afacem o tabără de vară ca să țină omul animalul acolo, să cumpărați din banii asociației o mulbătoare, să puteți mulța. N-ați fost deschis de la sedul banii. Aveți cumva cine alea care nu vrea să-i mulți. Și vorba înțeles și trebuia să ai mulbători. Am înțeles, dar eu am așa nu trebuia, nu știam ce la ce trebuia. Dar eu așa să-i v-am întrebat. Pentru că omul putea să-i spun după aia acasă, de aia discuția. Cu acordul dumneavoastră, a pășurat domnul Diuț. Nu cu acordul meu, nu m-ai vorbit o prostie. Că numai prostii știi să scoți din gura aia. Eu pot să vă dau filmare. Ia mai dau filmare. Eu pot să vă dau filmare. Până care recunoaște, Diuțe, dumneavoastră ați amintit la voi. Dacă vă spun, spune, dar v-ați dat doar câțiva păsărie. Diuț a fost și el cu De ce? Și ar fi trebuit să fie voie să treacă cumva cu trecerii acolo. El, dacă a trecut, este posibil să fie, să fie atins și să urmați noastră din teren, că doar nu putea să cu aia de la scambaca. E bine, eu vă spuneam și dumneavoastră, a greșit sau a făcut intenționat, n-a decât să răspund. Eu nu i-am spus nimic. Dar chiar nu are eu ceva. Atât timp că dumneavoastră nu folosiți acea pășură, e clar că oricineva, cineva poate să folosească. Atâta timp că dumneavoastră n-ați dus animale de acolo, omul ăla, pe bună dreptate, a zis, ia să văd tot o zi până iarba asta, ia să o folosesc și eu. Deci, dumneavoastră ați greșit, că dacă aveam acolo animale în zonă, ăla nu s-a fi putut apropiat. Pe bună dreptate, omul care păzea vaccinarea ar fi reacționat. Du-te, da. Nu am putut să găsim o persoană sau două care să păzească animale. Acum vreo 4 ani, 5 ani, am ajuns la varianta angajării lor cu carte de muncă. Au lucrat 2 luni de zi și au plecat, n-au stat. Discuția mea nu ne-a pornit. Pentru că sunt o grămadă de cetățeni care au băi și n-au unei pășunași și noi dăm să pășuneze la. Asta a fost, bine, nu interesează că e să vedem. Adică să dăm o turnură pășunii pentru cetățenii comuni. Asta a fost ideea mea. Restul mă interesează să avem o discuție noi. Hai să punem la urmă. Cine este pentru? Cine este pentru? Da, trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre prin stabilirea măsurilor de pentru eficientizare scrierilor în Registrul Agricol pentru perioada 2020-2024. Da. Este o cerință. Trebuie să... Spunem clar. Da. Trebuie să introduc Registrul Agricol, atât în formale hârtie, cât și în format electronic. Prin această hotărâre se stabilește clar. Ați primit și modelul de declarație, tipizatele care trebuie scanate, scanate și după aia atacate în format electronic, pentru a da o evidență mai clară a terenurilor și animalelor și tot ce avem la nivelul oamenilor. Da, pentru că mie un pic o hală nouă, așa, nu bate Registrul Agricol cu taxele. Nu există nici în format hârtie, nici, dar de ani de zile, nu e chestiune de fapt. Cine face acest Registrul Agricol? Trebuie recuperat și de-aia vă ziceam că ne-ar mai trebui să fie un om învățat acolo. Vine omul. Aici face, deci pe declarație nu poate răspunde. Da, o declarație pentru proprietatea asta, bine tipizată. Da, da, da. Deci asta vrea să arunce cetățean. Deci face o declarație pentru proprietatea asta, care tu nu mai răsci cioi. Da. Și el își face așa, te pune la... Sau un card online, pe site-ul... Nu? Nu, bine și... Trebuie să pune aici. Trebuie să ai un formular ăsta, nu? Da, formularul ăsta sunt. Oare sunt? La noi. La noi. Da. Da, noi sunt formulare, se completează, nu sunt prin nu sunt ce completează. Important este să intrăm într-o normalitate. Și ar trebui completate și Registrul Agricol, formularele sunt dat cu acordul ăla pentru
gunoi, înțelegeți? Să fie și ăla cât mai repede făcut. Azi îți place faci mai repede. Acordul este, pentru păi gunoi. Păi nu, să fac fiecare de zonă să se strică. Dar și eu vreau la trei gunoi. Nu, poate să trec unul de persoane acolo, exact. Bun, să vă mulțumesc. Am avut o dezbatere de chestia asta, dar mi-e nimeni am să plătesc tot. Da? Nu. M-a întrebat cum se poate pune în așa, am zis, bă, o să fie o listă la urmă de casă. Nu mai 47, el își face, contează cu GPS și vine la 47. Da, deci sunt obligat să vină, dacă au o persoană, pentru persoana respectivă. La pentru care era practic, da, era destul de mare prețul comparativ cu... Da. Nici problemă. Da, să punem la loc. Eu azi, asta vreau de intervenție. Din totdeauna știam că registrul agricol este un registru de evidență și nu reflectă și proprietatea. O evidență a bunurilor care le are scris în registrul agricol. În același timp, în afară de clădiri, terenuri, acolo intră și persoane. Capul familiei, soții și copiii mai departe. E bine, s-a creat aici o discuție mare pe seama alocării ajutorului ăsta din încălzire, ceva pentru persoane care le-au murit părinții, ei au rămas în continuare succesori și cu toate astea, unii dintre ei nu au beneficiat de subvenția asta, pentru faptul că n-avea despărțit moștenirea. Dar ei sunt înscriși în registrul agricol. Și cum le dă domnul consilier, ca să primești ajutorul de încălzire, legea spune așa, trebuie să faci dovada deținerii unei locuințe. Și ca să ai ce se încălzești. Și să ai contractul pe numele tău. Și în cuvântul cine o plătești? Nu o plătești ăsta care locuiește acolo? Chiar dacă nu are dezbatere în consilier? Cine plătești în consilier? Dacă sunt mai mulți frați, trebuie să vină fiecare, să-și rădească apă. Spune legea asta, titularul cererii pentru ajutorul ăsta din încălzire, ori face proprietarul clădirii, ori face chiriașul clădirii, ori face concesionarul clădirii, sau succesorul. Succesorul de drept. Asta este. Face proprietarul dacă trăiește. Cât trăiește? Îl face chiriașul dacă vine cumpătorul de închiriere. Corect, așa. Și dovedește faptul că stă la acea locuință. Corect. Îl face succesorul dacă vine cu un certificat de moștenitor. Da, succesor. Dar cum dovedește faptul că sunt succesor? Deci, de la moartea lui tata și până ajung la notar, eu sunt succesor. Când am ajuns la notar și am făcut un certificat de succesiune, eu atunci sunt proprietar. Aveți un caz care... Nu fac din asta un caz. La discuții cu fiecare care a avut o problemă. Și cred că am găsit rezolvare pentru fiecare. Deci, dacă e cazul de discuții, e doar o discuție și acum. Dar întotdeauna am venit în sprijinul cetățeanului în așa fel încât unde sunt cazuri sociale și niciodată nu o să-și poată face acea succesiune, deci noi am căutat să găsim sprijin. Asta încerc să vă spun. Dacă aveți un alt caz, nu. Nu. Am zis că nu să fii și de băgați aseamnă. Până când e termenul de completare a acestui formular? În decursul anului 2023. Trecem la diverse. Acum e zăpada asta, nu știu ce să luăm, ce poți să faci acum, să dacă vreau ceva pe domnul ăla. Ce, până când nu se face timpul bun, să nu mai facem ceva, nu știu ce să vorbim la diverse acum, adică pentru ce e incomod. Și am mai fost, am discutat, nu știu ce să spun. Da, exact. Deci am fost, eu aș avea o problemă acolo aici să spun cu niște palați, mai înghețat, domnul, de ce știi?
Cum o să-l duc acum? Ce să fac cu el acum? Mă fi anunțat public când vin servicii cu noi menajeri și... Da. Da, asta e. Deci, cum facem anunțurile la momentul de față, lună de lună? Că, deci, începând de lună, începe Lupeștiul, după aceea, a doua zi, Mănăstirea, a treia zi, partea de sus, așa vor fi anunțate și atunci. Ca să știți, mai scoate unde suntem cu contenul. Oricum, suntem conștienți că în primele două, trei luni de zile o să fie o abrandare, că o să scoată amestecat, dar ușor, ușor, cum am implementat și acești saci galbe, vom implementa și acest și mai am problem. O întrebare. Am fost întrebat de cineva cum putem să dăm hotărâri de Consiliu, că putem să amendăm pe cineva cum și-a făcut curățenie în fața porții, acesta aparține în domeniul public. Asta nu m-a întrebat cineva, asta e postarea Lucrișan, care a făcut... Nu, m-a întrebat, se stăcea pe cuvântul meu de onoare, nu-i de Lucrișan, cineva m-a întrebat de ceva. Tocmai așa nu se toate rețetele socializarea s-a spus, da? Deci, consider domnul președinte, vă asigur că nu cred că va primi nimeni o amendă că nu și-a măturat în fața porții, dar dacă lasă șanțul de îngrijit, o să veghim și o să-i spunem, domnule, îngrijește șanțul, pentru că și toți ne îngrijim șanțul. Da, și este, ca o, este calitatea noi de gospodar. Ca o replică, persoana aia a mers așa. Prima dată ar trebui să fie amendat dânsii. Ca o anumite proprietăți, nu-și fac curățenie. Nu știu ce era vorba. Chiar nu are proprietăți. Păi să proprietarul meu care nu s-a șansul, nu știu. 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 Proprietăți pe care să nu paragină. A, că pe domeniul public avem câțiva cetățeni care se duc și aruncă gunoaie și noi după ei strângem și după aia aruncă gunoaie și după aia strângem. Era alta discuția că în afară, în fața proprietăților unde este, eu știu, intravenant, dar nu au locuință, nu au proprietate, acolo sunt gunoaia adunate, nu e găsit, despre asta era gunoaia. Sunt puse de primărie, sunt puse tot de cetățeni, nu? Nu. Deci cetățenii erau ca dacă că deranjez că domeniul public nu ai voie să-l amendez, că e domeniul public. Păi te amendez pe tine că ai pus acolo, e, e logic. Dar cum e logica aceea ce se vedeți? Domeniul public aparține primarie. Domeniul public pe care îl afectează un cetățean cercat cu bunul simț și legea. Primăria ar vrea să ne-am pasat ca un agent economic în fața porții, mi-l pune bine domeniul. Nu s-a făcut niciodată. Niciodată nu s-a făcut. Astea sunt chestiuni ipotetice și puse ca să luați bărțul la roată. Dar aici e vorba de bun simț. În locul bun simț, n-ar trebui să pună problema cum amendează să nu fac curățenie în fața porții. Fericite. Nu? Asta e. Deci asta ce vorbe ține de cât ești tu de gospodar? Adică voi o întrebare că trebuie să mă amendez, să mă fac curățenie în fața porții, că nu mi-am să fac șansul, dar trebuie să vină să-ți spună cineva. Deci aici e vorba de deja de amintiți. Da, astea a fost ca și nu știu ce am avut. Deci dacă e ca sort, adică nu un pic, chiar foarte. Noi să discuțim? Adică hai să, din asta ce facem? Da. Le zim tot puturosul să-și, hai să facem o discuție, ca tot puturosul să-l lăsăm să-și facă de cap, da? După aceea să ne lăudăm, vai, dar nu face primăria. Dom'le, cu cine, ce primărie aveți? Ce în salarea ta de primărie să o facă? Da, dom'le, că-s cu fața la dumneavoastră. Este cu de ce? Ce face aveți dreptate? Nu mă duc, dom'le, ce să mă duc aici? Că se vine cu primarul, dar se vine primarul și facă șansul la poate. Da, e treabă. Nu poate mâine noi. Așa, ce rămân de treabă. Și cum că așa este care nu sunt mai rău. Nu trebuie să fie lucrurile. 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 Da, hai să chem, dacă vreți să chem această ședință, să văd să degenerează. Bine, vă mulțumim frumos.